Astăzi a fost grevă de avertisment în școlile din Olt și din întreaga țară. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de refuzul guvernanților de a negocia cu aceștia unele solicitări, între care cea legată de acordarea salariilor de bază și alocarea a 6% din PIB pentru educație. Profesorii spun că s-au săturat să fie umiliți și să primească doar resturi de la guvernanți. Nemulțumirile sunt adânci. Și anume, în primul rând, este lipsa de respect a guvernanților pentru meseria de dascăl, pentru tot ce înseamnă angajat din educație. Suntem prioritate națională doar din vorbe, doar din pe hârtie și atât. Suntem hotărâți să mergem până la capăt. Nu se mai poate așa. Nu se mai poate. Mai mult, aceștia susțin că nici colegii lor care fac parte din personalul auxiliar și nedidactic nu sunt plătiți corespunzător. Trebuie să ne gândim și la colegii noștri nedidactici. Cei care au peste salariu minim pe economie nu beneficiază nici de amărâta asta de mărire. Iar cei care au sub salariu minim pe economie beneficiază numai cât să ajungă la minim. Adică noi mereu asta suntem, să ajungem la minim, să ajungem la minim. Ăsta-i scopul nostru salarial. Timp de 2 ore, elevii au rămas în bănci, dar nu le-au fost predate noi noțiuni. Programul se desfășoară în mod normal, doar că activitatea de predare nu se desfășoară în această perioadă. Și pur și simplu se fac alte activități cu copiii în sălile de clasă. Nu s-a pus niciodată problema de a fi liberi copiii în acest interval de grevă. Totodată, dascălii sunt nemulțumiți și de deciziile contradictorii care au creat o harababură în desfășurarea cursurilor, iar elevii au cel mai mult de suferit. Suntem în urmă cu predatul. Eu personal sunt în urmă cu predatul tocmai pentru că au fost foarte multe bâlbâieli. A fost vacanța aia care nu trebuia să apară. Au fost perioadele de online când nu era neapărată nevoie să fie online. Copiii sunt debusolați, nu mai știu ce trebuie să învețe. Dăm teză, nu dăm teză. Teza este importantă sau nu este importantă? Teza pe care am dat-o în semestru trecut a avut valoare mai mică decât o notă. Profesorii sunt dispuși să intre la negocieri pentru a găsi soluții viabile pentru toate părțile implicate în conflictul de muncă. Așteptăm după desfășurarea grevei de avertisment, da, o reacție de data aceasta, deci care să conducă la deschiderea dialogului între sindicate și guvern, și în urma discuțiilor sperăm ca revendicările pe care noi le-am formulat să fie discutate și să fie găsite soluții în așa fel încât conflictul deschis în acest moment să fie încheiat și sindicatele să nu recurgă la alte forme mai dure de protest. Profesorii nu sunt singurii nemulțumiți. Zilele acestea, polițiștii au protestat în capitală, iar mâine urmează angajații din metalurgie.